Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon 4. Cred că s-a auzit că m-a scuipat Adelinuș. Episodul ăsta o să facem ceva mult așteptat de voi, carmituri cu BMW-uri de-astea așa puțin mai clasice. Avem un E46 aici frumos, mi l-a dat Fabi și mulțumesc mult. Am dat și moderator aici pe chat. Nu-l găseam nicăieri, am zis bă, nu-l găsești. A zis pe chat, bă, hai că l-am eu, ți-l vând. Bombă. Inițial luam altul, ăsta e 2005, luam un din 2000, cred că 2002, ceva de genul, era un model ceva mai micuț, mai urțel. O să mergem să-l facem, așa arată mașina lui, full black a făcut-o. Încă nu știu ce nuanță să o fac, băieții s-au dus deja în parcare și o să mergem și noi imediat să facem mașina, să vedem ce putem să-i facem. Vreau să o ridic puțin, că nu-mi place deloc cum arată spatele așa intrat. Și o să iasă bombă. Nu uitați să apăsați butonul de like. Și apropo, pe live-uri de obicei mai fac cu mașinile abonaților, dar nu gen gen în joc iau o mașină și gata. Nu. Îmi dați pe Instagram, aveți Instagramul meu în descriere. Dacă aveți o mașină puțin modificată sau ceva făcut la ea, îi faceți 3 poze, una din față, una din spate și una laterală și eu, dacă evident există mașina aia în joc, o să încerc să o recreez identic, cât de mult se poate în joc și o să mergem la Meet cu ea. Facem car Meet cu mașina voastră din realitate în joc. Deci dacă vreți să vă apară mașina, trimiteți-mi pe Insta. Nu trebuie să ziceți absolut nimic, doar 3 poze și atât, mă descurc. Și haideți să o facem. Ia. Aici, yes. Bine, sincer să fiu, nici nu m-ar interesa să fugă, deci cel mai probabil că nici nu îi las motorul stoc. V8-ul se aude frumos, ia și pune V8. Îi pun V8, îl pun pe turbo. Ok, bombă. Nu prea vreau să-i pun kit pe ea. Arată interesant, dar vreau să o păstrez cât mai autentică, în mare parte. Nu știu dacă avem distanțiere. Arată groaznic bara asta. Bă, groaznic, groaznic arată, nu? Că groaznic. Mă simt ca în NFS. Pot să scap de lipul ăla micuț? Nu pot să scap. Mai aveam ceva bani. Mamă, nu mai am baterii la controller. Da, da, da. Nu pot să scap de lipul ăla micuț. Și bara spate avem ceva frumos. Mă, nu, ok, deci nu avem ce să-i schimbăm bărți de-astea. Vreau neapărat distanțiere și avem. Doamne ajută. Cauciucuri o să-i pun ceva să arate destul de... Ok, astea. Pe față 255. Arată frumos și pe spate ar veni un 275, 300 sau astea, 305-uri, frumos. Bun, jantele pe cât sunt? Pe 19? Pe 20 ar merge. Pe 21 e roata prea mică, parcă, pentru 21 și ar arăta dubios. Hai să vedem ce jante îi găsim la mașină, trebuie ceva... Asta nici nu se observă, zici că e niște capace de ceva. Uite, astea sunt frumoase. Astea arată bine și astea pe interior arată frumos tare. Dar astea îmi plac mai mult. Cred că le las pe astea, adică arată ok. Sau am găsit eu aici, bă, exact primele, frate, îmi plac enorm de mult cum arată. Le-am pus și pe GT63, dar mi se pare că arată prea bombă. Nu mai am baterie la controller, ține-mă că-l sparg. Bă, dar de fapt nici nu s-a deconectat. Dați așa că mi era... Cred că aveam probleme din cauza la celălalt, la volan, că e băgat și... Hai să vedem cu distanțierele. Da, la maxim direct, ca să fie la nivel lor.
Uite cât de intrat e, Neon. Da, fără distanțiere, parcă arăta urât tare. Bun. Hai să vedem. Un mic upgrade la turbo. Atât. Și acum să-i schimbăm. Repet, o să fac de aspect. Arată mai binișor parcă discul ăsta așa. Dar de ce în spate trierul negru? Da, nu știu, ceva buguri. Hai să vedem cât o lăsăm. Asta o scade cu 2 cm. Asta cu 4. Deja mamă vine la munche aici, nebun. Uite-o cum e, e toată așa, bam. Și asta deja nu mai e. Ăsta 2 e ok. Și hai să facem puțin mai ușoară. 280 de kg, nu? Cam asta ar fi pe partea tehnică și tot are destui cai. Are vreo 600 de cai. Hai să vedem. Bun. Acum ne interesează design. Dar merge full black, deși fac mereu, ați observat mașinile, ori negre, ori albe. Ceea ce e destul de urât. Hai, tati, hai, stai să bag niște lemne. Stai să bag niște lemne să ardă mai bine, gata. Uite, a luat-o, a luat-o frumos. Bun. Hai să vedem. Jantele sunt frumoase, culoarea aia. Acum doar trebuie să găsim o nuanță pentru ea ca lumea. Bă, arată bine nuanța asta și pe ăsta. Arată bine. Imaginați-vă cum era să-i fac acum grila cu negru și farurile fumurii. Cât de genial arăta mașina. Bă, da, te sparg, frate, te sparg. Am găsit baterii la fâs-fâs. Hai să vedem. Oglinzile, mamă, pot să le fac negre, bro. Băi, le fac carbon? Ar fi un detaliu drăguț. Lipul tot la fel carbon. Toate detaliile vreau carbon pe ea. Și jantele. Nu, no, pufăitor, n-am auzit să-i zică cineva pufăitor. Fâs-fâs. Și acum vreau să-i fac plafonul negru. Vinil. Hood. Load. Vinil. O, ia și cu stâlpii. Nu-i bine. Nu-i bine deloc. Trebuie să întorc imaginea invers. Spin. 180. Ar trebui, nu? 280. Sau nu? E ok, vine puțin pe stâlpi, dar e ok. Perfect. Perfect. Arată frumos. Trage cu pistolul un controller care și revine. Bă, n-am încercat niciodată să trag în chestii de genul, să le stric. Să-i dau un butonul de start, să mi-l spargă. Da, mă, uite, chiar îmi place cum arată. Băi, mersi frumos că mi-a dat mașina. E genială, îmi place enorm. Uite ce frumoasă e. Uhu! Ce urs se aude. A, ba nu, ba nu, ba nu. Ba da, are un sunet oarecum oribil. Îi tremură ștergătorul. Haideți să mergem la băieți acolo. Prea mult nu avem de mers. Mergem frumos așa. Avem 2 km. Oricum, văd că trage chiar ca lumea. Bine, i-am băgat esențialul, motorul și turbina, adică... Restul sunt mici detalii, cum ar fi. Mamă, pe unde am băgat-o și eu și mă duc cu mașina la Carmit și uite pe unde iau.
Mamă, nu v-am zis, frate, n-am făcut niciodată un story time când am fost spre Oradea, nu? Adică doar v-am zis că am fost, dar nu v-am zis ce s-a întâmplat în 10 ore de drum. Bă, trebuie să o facem pe un live stream pe YouTube. Când am fost, dacă mai țineți minte, a făcut gajul Carmit la cetate, ceva de genul. Și m-a invitat și eu când stau în partea cealaltă a țării, vă dați seama că am văzut multe. Mi s-au întâmplat multe. Ia uite cum mă duc cu mașina, frate. Ce ai, mă, cum să mă duc cu ea așa? O bag aici și dau reset, cosmetics, ceva de genul. Uite cum arată, să te duci așa cu ea la Carmi. Am venit și eu, mă, băieți, de pe câmp. O, uite, altceva, bro. Hai să vedem. Oh! Mărțișor o cheamă pe asta, deci când ne jucăm cu ea, nu îmi spuneți, bă, scoate E46, scoate BMW-ul ăla din 2000, nu, scoate mărțișorul. Ce o cheamă pe asta, mărțișor? Ia uite pe băieți acolo, ma, frumos! Pe acolo nu avem voie să intrăm, pe acolo să iese, pe aici să intrăm. Upa. Așa o spel, da. Aute pe băieți, mă! Oho, M5, frumos, bărcuță! Deci avem tot un de la Calmeu, un M5, tot un de ăsta Calmeu, M5, Z3, bă, ești nebun! M5, M5 mai vechi, cred că e, da. M3, M3 și M3 nou. Puțin mai nou. Haideți, băieții, bă, dați-vă clean la mașină, intrați în fotomod și dați-vă clean la mașini. Chiar dacă nu vă apare prăfuită, dați-vă clean. Ca să... deja am prăfuit. Da, dacă fac eu de-asta? Nu ai, bă, nimic. De ce intru în fotomod? Ce? De ce intru în fotomod? Pe D-pad în sus. Și după dai pe... pe ăla și dai bum clean și dai yes. Și după iar ieși și dai yes. Da. Brand new. Haideți, băieții, cu 40 la oră, senzație majoră. Dar mergem cu 20 la oră. Nu credeam că o să vină cineva cu Z3-ul, frate. Mi se pare dubioasă tare mașina aia, e urâtă. Nu pot să găsesc nimic frumos la ea. Chiar nu pot să găsesc nimic frumos. Mă joc manual cu ambreiaj. De ce te-ai jucat cu ambreiaj? Îmi place să schimb. Unde așa. Unde e băiatul de pe ceata ambreiaj? Mai ești pe aici? Și îmi place că pot să turez la viteză, gen. Bă, dar de ce stă băiatul pe sens opus? Popică! Da. What car do you have? M3. Da, ăla mai îngust, nu? Ăla puțin mai nou. Da. Se găsește seria 3 la 2009, nu? Foarte român. Da. Cum o să aibă tot românul ăla de la tu? Ceva în genul, au major, dar e destul de... Da, toți pești. Bă, nu știu dacă pești au M3 de ăla. Seria 3, nu e. Lasă, da, ai înțeles ce mă refer. Da. Dar de ești tu, popică? Ce? Ești ultimul. Păi, mă bau în față la oameni. Hai că-ți fac eu loc. Ce frumos m-am băgat pe lângă băiat. Deci, uite, mă, aici, mă, aici frumos tare. Da, da. Mersi frumos. Gata, mă, băieți, parcați-vă pe aici, că scoatem drona să prezentăm mașinile. Pam, pam. Opri controlul. Ce? S-a oprit controlul. Da, mă, și mie mi-am luat baterie de la fâs-fâs. Că n-am baterie, am baterii multe în mașină, dar mașina e afară și plouă. Și nu mă duc. Ghost, ăsta tu ești. De ce nu spui și tu număr? Pentru că aș nu-i fi în băiat, că nu. Nu, bă.
ce număr ți-ai pune dacă ar fi cât? Ce număr? 18 pop. Pop? Da. Sau flu. De ce 18? La ce? Draga ziua mea. Ești pe 18? Da. La lume. Credeam că de la vârsta pe care o ai. A, nu, nu, nu. Pe mine m-a întrebat oare de la ce vine cineva 24? Da. Ce? Ce? Ce-i răspuns? Ei, de la ce? Păi nu vine de la nimic, oarecum. Gen, am pe o motocicletă 20, pe alta 21, pe alta 22. Mașina trebuia să fie 23. Doar că maica mi-a avut și am scris-o. Și-a pus 24. Și-am zis, bă, n-ai cum să faci 10 ceva. Și-am zis, aia acum. Da, mă, frumos, mă, frumos. Facem liniuțe? Al meu nu e modificat prea blană. Facem liniuțe pe autostradă, hai. Pun grup rut, de la? Da, da, da. Frumos. Și mergem și dăm frumos pe autostradă. Și așa mergem numai pe josul hărții. De fapt, prea da... Prima de linuș. Bă, dar din avem nevoie de GPS. A de linuș de-i. Tu primul. Că ești în partea aia și plecăm. Dreapta să dă da. Pe autostradă. Bă, fără accidente, fără darea, mergeți frumos, da? Dreapta, nu? Că mergeți frumos, da? O secundă, două, buf! În el s-a dus. Bă, da, ăștia nu cred că știu termenul. Mergem în coloană. I-am tăiat fața lui ăsta cu duba, cu ce-o fi. M-am băgat sportiv tare. Mamă, n-avem voie să depășim, bă. Am voie să depășesc. Dă-i, mă! Nu mai am voie, aia am intrat deja când aveam voie. Bă, ce face ăsta, mă? Uită-l, mă, bă! Uită-l, mă, fii atent, mă, mă omora în realitate dacă era, vezi? Am accelerat. S-a băgat în depășire, pe dublă, continuă, când eu eram deja în depășire. Aha, nu te-am omorât eu, altul. Păi nu tu, ăla. Eu intrasem în depășire când era linia discontinuă. Păi eu o călcam cât ai intrat în depășire. Uite-l, mă, de ce mergem ăla așa? Eu? Eu un albastru. Da, eu sunt, dar tu de ce mergi așa tare? Am BMW. Mamă, l-am lovit pe băiat. Da. S-a dus roleplay-ul. Ce mult a durat. Am intrat un băiat, după am mai intrat un băiat în mine, am intrat iar într-un băiat, îmi pare rău, frate. Cred că cel mai mult lor pe care au făcut să vă spuneți și multe. Carambol. Din primul am ajuns ultimul. Eu sunt aici, în spate la băiat, îi trag. Bă, ăsta l-are făcut blană, e ca al meu, dar rupe norii, fii atent. Eu încetinesc aici, că nu mă încred în mașină. Bă, eu sunt singurul care am încetinit și eu sunt singurul care am avut cea mai rea soartă. Frontal cu unul, restul unul în drift pe păpușoi, altul drift pe drum. Gata, mă, no brakes challenge. Auto, driftan. Dă-i mărțișor, dă-i. Copac, l-a strigat, bă, băiat. Paci, doi. S-au dus. Sunt... 6 km. Bă, prin trăiește cu ăsta, fii atent. Tare, am trăiește 5. Dar mașul e trăiește, nu-mi trece trăiește. Ce? Al limitat la 300. Păi cam așa se duce și al meu, că mai mult nu prea urcă. Bă, mi se pare șmecher tare jocul ăsta, mă, abia aștept Forza Horizon 5. Anul ăsta trebuie să lanseze Motorsport, nu? Da. Eu știu că un an lansează unul, un an lansează celălalt. Bine. Deci anul viitor, Forza Horizon 5, nu?
Da. Mamă, bro, abia aștept. Bă, dacă nu bagă seria 7 și S-Class, nu-l cumpăr. Bă, nu-l cumpăr. Dacă nu bagă astea două. Sau măcar una. N-ai cum, e mai greu la mașină. Gândește-te, le trebuie licență, le trebuie multe chestii. Plus că nu le bagă că nu sunt modele sport, gen, știi, M7, nu există M7. Ba da, e M760i. Poftim? E M760i. Da, mă, dar nu e ca la astea, la alte gen. Haide. Îi dăm? Dă-i. Stai, n-ar intrat azi. Nu, mai dăm așa din mers. Dar mie mi se deconectează controllerul. Cred că i-am omorât bateria și l-a fost fost. S-a auzit claxonul în tunel? Nu. Bă, mă, nu, mă. Ia uite-mă, bă. Hai, mă, de 300. Eu merg mai încet. Karma, karma. N-a tăiat unul în fața, a tăiat puțin zidurile la tunel. 330, popele! La 299, vin, stai pe banda ta! Ce zici? 299. 346, bro! Da, tu s-a luat pe banda cealaltă. Eu, da, switching da. Lanes, nu știi melodia aia. Da, da. Ia uite aia ce frumos s-au reintrat. N-auzi, mă, îi dau să-i sparg motorul în ea. N-o las. Eu ce mai adică mai... Bă, da, și la mine este tot așa, la 8000 de ture. Gata. Nu mă duc, mă, nu mă lasă mărțișor. Hai că e giratoriu aici, fac un 360 până în el. Sau în el, nu știu. Cred că în el mă duc. Direct în statuia aia m-am dus. Dar măcar am făcut 360, știi ce zic? Opa. Mamă, ăsta e ala de mi-a tăiat fața atunci, mă. Bă, e unul numai pe drifturi. Bă, ori a pierdut controlul și încearcă să redreseze, ori omul face numai drifturi, nu dau seama. Mamă, s-a dus. Ce frumos! Ok. Bă, dar nu mi se deconecta, nu s-a deconectat, bă. Oricum, episodul ăsta las aici, mai scot o baterie din fâs. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!